Din iulie 2018, Agenția de Știri a Patriarhiei Române ne invită săptămânal să călătorim virtual prin lumea ortodoxă cu ajutorul imaginilor surprinse de fotografi, profesioniști sau amatori. Imagini cu tematică religioasă, portrete, peisaje, momente liturgice, detalii arhitecturale și multe, multe altele, toate acestea reunite sub genericul Săptămâna în Imagini. Proiectul a ajuns zilele acestea la articolul cu numărul 300. Proiectul Săptămâna în Imagini, inițiat de Agenția de Știri Basilica în iulie 2018, prezintă frumusețea ortodoxiei și latura artistică a fotografiei de presă religioasă. La această cronică în imagini contribuie, alături de fotografii Centrului de Presă Basilica și cei ai eparhiilor, preoți, monahi, dar și alte persoane pasionate de fotografie. Inițial selectam fotografii de pe pagina eparhiilor, de pe site-uri ortodoxe din țară și străinătate, iar apoi ușor-ușor am început să primim fotografii pe mail de la cititorii noștri. În prezent, articolul conține atât fotografii de pe paginile ortodoxe, cât și fotografii primite de la cititori. Primim săptămânal aproximativ 50-60 de fotografii. Din fotografiile primite, selectăm 8-10 fotografii care apar în articolul nostru Săptămâna în Imagini. Criteriul cel mai important este, de fapt, ineditul imaginii sau mesajul pe care ea vrea să-l transmită celor ce privesc. Cred că oamenii se implică în acest proiect datorită pasiunii pentru fotografie, dar și dorinței de a împărtăși cu ceilalți rezultatul muncilor sau imaginile pe care reușesc să le surprindă. Selecția este realizată de fotografii Agenției de Știri Basilica. Noi ținem cont și dacă fotografiile sunt făcute de fotografi amatori sau profesioniști. Dacă la un fotograf profesionist primează și încadrarea, focusul sau cât de bine este făcută fotografia, la un fotograf amator suntem puțin mai indulgenți, încercăm să-i încurajăm să facă fotografii în continuare și să ne trimită fotografii pentru articol. Este un proiect în care descoper pasiunea oamenilor pentru fotografie și ceea ce lor le atrage atenția, considerând că este un subiect important pentru a fi fotografiat. Articolul nostru este ca un fel de expoziție fotosăptămânală în care arătăm fotografiile surprinse de fotografii în săptămâna precedentă. Rolul nostru este de a selecta fotografiile care urmează să fie publicate în acest articol. Pentru asta urmărim paginile ortodoxe din țară și de străinătate. Alegem cele mai inedite imagini. Cred că fiecare proiect se dezvoltă odată cu timpul. Și atât timp cât există interes din partea cititorilor, acesta poate exista. Este oare acesta cel mai îndrăgit proiect fotografic avut de agenție până acum? Având în vedere feedback-ul primit de la cititorii noștri, consider că este un proiect important al Agenției de Știri Basilica. Am primit aprecieri de la cititori și verbale când ne-am întâlnit pe stradă, dar și prin numărul de fotografii pe care îl primim pentru acest articol. Basilica.ro a avut de-a lungul timpului mai multe inițiative legate de fotografia ortodoxă. Printre acestea se numără concursul Viața Bisericii în timp de pandemie și expoziția Părinții și Bunicii Noștri.